Actul sexual al unui adult cu un minor de sub 16 ani este considerat automat viol din 2024. Investigație de click. Cum se taie copacii fără jenă în parcurile naționale? Plagiamus igitur la Cotroceni, cu dedicație pentru președintele Iohannis. Transparența pe legile educației nu a venit de la sine. Azi este 26 decembrie. Bun venit la retrospectiva anului cu de click. Peste 5 zile intră în vigoare legea care pedepsește mult mai aspru agresiunile sexuale împotriva minorilor. Pentru prima dată în România, orice act sexual al unui adult cu un minor sub 16 ani va fi încadrat drept viol. Peste 114.500 de cetățeni din comunitatea de click s-au implicat în sprijinul copiilor abuzați sexual. După 2 ani de presiune constantă asupra autorităților, i-am convins pe parlamentari să năsprească legislația antiviol. Pentru asta a fost nevoie de multe proteste, mobilizare ale membrilor și chiar proiecții manifest pe clădirea Parlamentului. Manifestul nostru este la adresa parlamentarilor care de 3 luni de zile țin blocat proiectul legii antiviol. O lege care, spunem noi, în forma actuală, așa cum am reușit cu multe presiuni să o trecem de Comisia Juridică în decembrie, ar putea să protejeze eficient copiii împotriva abuzurilor sexuale. Sub presiunea cetățenilor, parlamentarii au cedat, iar azi România are o lege antiviol care protejează cu adevărat copiii. Ca să continuăm să ne mobilizăm pentru astfel de demersuri, avem nevoie de donații. Ne susținem activitatea din mici donații de la mii de oameni ca tine. Apasă pe linkul din descriere și fă o donație. Te vom informa lunar despre cum am investit banii tăi în acțiuni în sprijinul societății. Ne implicăm activ pentru salvarea pădurilor, așa că am început în anul 2023 cu o investigație despre cum se taie în parcurile naționale. Suntem aici să spunem o poveste care este atât de revoltătoare încât a ajuns în The New York Times. Acum 2 ani, aici a fost o furtună cumplită. Întreg versantul din spatele meu a fost pus la pământ de vânt. A fost momentul în care drujbașii și-au frecat să desfăcuți palmele și s-au apucat de treabă. Este exact acest tip de incident, ceea ce au nevoie pentru a avea voie să taie într-un parc național. Am dovedit astfel că în parcurile naționale se taie cam în orice altă pădure și am cerut alături de 38.000 de membri de click protecție strictă în parcurile naționale. Adică fără drujbe, fără tafuri, fără drumuri forestiere, zero exploatări în parcurile naționale. Vom continua campania până când toate cele 14 parcuri vor fi puse sub protecție strictă. Tot în ianuarie am mers la Cotroceni să-i cerem președintelui Iohannis să-l demită pe Lucian Bode, atunci ministru de interne, acuzat de plagiat. Prin tăcerea față de plagiatul fostului ministru Lucian Bode, Klaus Iohannis ne-a arătat că proiectul său de suflet este România plagiată, nu România educată. Declarațiile președintelui din 2016 și 2019, când spunea că plagiatorii trebuie să plece din funcțiile publice, e bine, acum președintele nu mai este atât de tranșant, probabil pentru că echipa de plagiatori din guvern este dată de PNL. Ce vrem noi? România educată! Ce avem? România plagiată! Între timp, guvernul s-a schimbat și Bode a dispărut din executiv, nu și din viața politică, pentru că el va conduce echipa de campanie electorală a PNL la alegerile din 2024. Pentru că legile educației au fost ținute la secret de ministra Ligia Deca, am lansat o petiție și am cerut transparență totală. Peste 23.000 de cetățeni s-au alăturat demersului de click. Am primit în jur de 470 de e-mail-uri în perioada anunțată. Sute de membri de click i-au scris și pe Facebook să-i ceară să pună în dezbatere publică legile educației. Și cu toate acestea, dacă n-am văzut colegii mei să ne șteargă suficient de repede, mă încarc negativ. Am o zi proastă. Și chiar dacă i-am făcut ziua mai proastă, s-a conformat. După campania de click, legile educației au fost puse în dezbatere publică. Asta a fost tot pentru azi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să vă abonați la canalul de click pentru conținut proaspăt, marți și joi, de la ora 14.